legislativ. Băi, hai să spun un lucru. Vă am repetat de 100 de ori și nu înțeleg câteodată, zic, bă, o să fiu prea deștept eu. Ori oamenii nu vor să înțeleagă sau nu, sau eu explic și ei nu vor să asculte, că nu... Bă, dacă eu spun clar, acolo nu există, deci să vă intre în cap, că zice, cum ai, domnule, asociere cu un privat, cum? Cum? Păi spune cum? Bine, voi nu știți că sunteți copii și nu mă veți studii juridice și nu vă condamn pe voi, dar ăia care mai pretind că mai știu niște legi, care mai văd, moderator, că zic, cu tare, legi. De acolo este unitate militară. Nu poate pleca nimic din unitate militară care este proprietate publică a statului decât cum? Predat. Ori predat cu titlul gratuit prin hotărâre de guvern, dar unde? Nu asociere cu un privat. Dat la o asociație non-profit, la o asociație non-profit, cum a fost, adică, bă, ca să înțelegeți, trebuie exact pașii care s-au făcut în 2000 sau în 98 după UNESCO, trebuie făcuți acum. Adică cum? Iovan. Cine e? Oprița. Lăcătuș. Bumbescu. Ogăraru. Să facă o asociație non-profit în care ei să fie asociați. Le dați ideea acum? Păi le dau, că n-au cum să o fac. Păi nu, că aia o fac, aia e simplu de făcut. Păi, da, nu se întâmplă același lucru, păi, aceeași pași de la când capăt. Bravo, bravo, vezi, bravo. De... Fuge toată lumea. Păi, dar nu, da, același... păi, da, după aia, după ce o dă, prima dată trebuie să spună problema care e cea mai problemă mare. Că ei pot da totul. Problema e că după aia spune, domne, din moment ce ai predat totul la o asociație, nu un profit, pentru ce ai cheltuit atâția bani? Pentru ce ai cheltuit atâția bani? Sau trebuie să scoată la licitație fiecare fotbalist, fiecare până hotărâre de guvern? Ca să-i transfere la... cine ar lua? Că ai mijloace fixe, jucători. Bun. Și trebuie să... Bun, să zice că-i transferă. Bine, până hotărâre de guvern, cu titlul gratuit, care e drept? Până hotărâre de guvern. Numai că aia marca Steaua, care o au ei, aia nu o pot da gratuit. Aia trebuie să o scoată la licitație. Și ei, ca să o scoată la licitație, dar cum? Trebuie să pornească licitația de la 3.600.000 de euro pe an. Licențiere, nu vânzare. Adică, deci, trebuie să o închirieze pe aia, pe marca Steaua, societatea aia lui Ogăraru, care asociația non-profit, trebuie pe urmă ei să vină să bage 3.600.000 numai să ia marca. Pe an. Pe an. Pentru că o dă mai puțin Curtea de Conturi. Ai evaluat-o 3.600.000 pe an? Păi el așa a evaluat-o, Talpan. Da, Talpan e... Nu, adică de bine, acolo vine suma, nu? Păi nu, dar ei așa au evaluat-o. Ei au evaluat aia, stă la judecător. Uite, dumneavoastră, atâta costă licențierea. Adică atâta costă marca asta ca să o folosești pe an. Zic ei. Acum trebuie să ducă Curtea de Conturi. Bă, dacă ea costă atâta, tu ai folosit-o 5 ani. Cât ai folosit-o? Ei? Da. 7-8 ani, nu? Tu în 7 ani, unde sunt aia 21 de milioane? Păi de ce nu ai 21 de milioane în cont și ai minus 10 milioane cheltuiți? Tu îți dai seama? Deci ei au un bun care valorează 3.600.000 pe an, producție. Că atâta zic ei. Păi și tu ai folosit-o și văd că în loc să câștigi atât, ai pierdut 10. Cum faci? Cum o scoți la căciulă? S-au încurcat ca puiul în lână. Puiul în lână când se încurcă, el intră în lână și nu mai dă din picioare, încurcă în lână. Au să vă facă rău dumneavoastră și nu și-au făcut o lor. Nu mai poate scoate la cap. N-au cum. N-au cum. Trebuie să vină, după aia trebuie să vină un privat, care spune-i privat. Asociația este privată, adică asociația non-profit. După aia trebuie să vină un privat să spună așa. Mă asociez cu tine, asociația non-profit, eu privat, că
Privatul nu se dea bani la asociație, nu, că nu-i prost, adică ce, dea bani la asociație. Cum dădeam eu lui Păunescu, ce face? Păi nu are nimic, nu? Să zic că uite, iau 99%, eu rămâi tu cu 1% asociație, dar trebuie să fac o evaluare, să bage bani. Dar el asociatul la societatea aia privată, trebuie să dea bani pe marcă. Când vine doar de marcă, se încurcă. Dar bine... Vedeți viață lungă? Dar după aia vine și spune și curtea de conturi. Bă, de ce ai mai făcut tu o echipă și ai cheltuit 10 milioane de euro? Că știai că nu poți promova, că era legea clară, și acum o dai gratuit la o asociație non-profit, la un particular, cum ar veni, că asociația non-profit e toată comercială. Păi tu de ce ai făcut asta? Nu e clar că ai abuz în serviciu. Păi dacă ai avut experiența că a dat-o ministerul la asociația aia atunci cu Păunescu, îi spun Păunescu ca să înțeleagă, non-profit. Da. Pentru ce ai mai venit și ai luat-o de la cap? Că tu știai... Nu. Abuz în serviciu. Și acum vor să rămână și majoritari în asociere. Adică nu-i dea privatului. Păi nu, băi, hai spun ceva. Băi, stai, ascultă. Ideea să vină banii și da. Să comunică. Stai puțin, iar vezi că nu înțelegi. Ei nu pot fi asociați cu un privat. Ei sunt unitate militară. De ce nu pot fi asociați? Pot fi asociați, asociația non-profit se poate asocia cu un privat, nu ei. Ei ce pot face? Să bage 2-3 generali în asociația aia și 17 colonei care să o controleze asociația aia. Să zică ca și cum ar fi al lor, vezi, doamne, că... Dar ea tot... Înțelegi? Deci ei nu pot rămâne, deci ei armat... Bă, nu înțelegi că e unitate militară?